Domnule, doamnelor și domnilor, prin dispoziția numărul 47 din 2 februarie, domnul primar a convocat ședința ordinară cu cele 8 proiecte de pe ordinea de zi pe care dumneavoastră le-ați studiat, le-ați avizat. Drept urmare, putem intra pe ordinea de zi, domnule primar. Bună ziua, domnul consilier, vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației de a participa la ședința ordinară al Consiliului Local pentru luna februarie. Aprobăm astăzi bugetul local al comunei. E o ședință mai solemnă, ședința în care trasăm direcții de dezvoltare, ne împărțim concursul cu bani și pentru asta să rog pe domnul președinte de ședință să dea citire ordinii de zi, după care o să o supun aprobării și noastră o să votați dacă sunteți de acord sau nu. Domnul președinte. Jos? Stai jos pe scaun, domnul președinte. Pe scaun, da. Proiectul de hotărâre numărul 13 privind aprobarea bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău, din anul 2024. Proiectul de hotărâre numărul 14 privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoane majore, apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat, minim de incluziune pentru 2024. Proiectul numărul 15 privind aprobarea plății obligațiilor financiare către Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău. Proiectul numărul 16, privind aprobarea planului de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Corbasca pentru anul 2024. Proiectul numărul 17, privind aprobarea numărului de locuri alocate pentru perfecționarea profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul primăriei Corbasca, județul Bacău pentru anul 2024. Proiectul numărul 18, privind devizul general actualizat din 2024 pentru realizarea obiectivului de investiție, modernizare drumuri de interes local, Comuna Corbasca, județul Bacău. Proiectul numărul 19, privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Corbasca pentru ședința adunării generale ordinare a acționarului 10 Compania Regională de Apă, Bacău. Proiectul numărul 20, privind aprobarea devizului general și a indicatorului tehnic economici pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare, rețea de drumuri în Comuna Corbasca, județul Bacău. Supun la votul dumneavoastră cine se pentru. Mulțumim. Împotrivă cineva, abține. Deci, în unanimitate, ordinea de zi este aprobată. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectele și apoi să trecem la discuții. Mulțumim, domnul președinte. Mulțumim pentru aprobarea ordinei de zi. În legătură cu proiectul numărul 13, are un număr pe ghinion, proiectul ăsta e... Nu e pe ghinion, dar noi suntem pozitiv. Da. Aprobarea bugetului local în fiecare an suscită nerăbdare, discuții și tot ce poate să însemne bugetul local al unei entități administrative. Cred că ați văzut raportul de specialitate a compartimentului contabil. Anul ăsta este un an puțin atipic pentru că avem în contextul evenimentelor și un an electoral cu o încărcătură emoțională deosebită, un an în care cifrele se mișcă mai greu și noi așteptăm încă să se miște. Dacă ați putut observa, până la această dată nu avem încă adresa Consiliului Județean Bacău pentru repartizare sume defalcate și pentru ce mai dau dumneavoastră bani. Pentru fundamentare avem la dispoziție doar adresa
finanțelor publice și sumele de aici astăzi sunt insuficiente pentru a contura o imagine completă asupra bugetului local al Comunei Corbasca. Din informațiile pe care le avem, luni o să fie ședința de buget la Consiliul Județean Bacău. Bănesc și acolo sunt discuții și frământări, dacă la nivel de comună, ca și entitate administrativă, sunt discuții, la nivel de județ, bănuiesc că astea sunt îmbulțite cu 90 și ceva de localități componente, care toate așteaptă cifre și așteaptă sprijin din partea bugetului județean. Știm cu toții că fără transferurile între bugete, un buget local, în condițiile democrației pe care astăzi o trăim, este, eu știu, incapabil să suporte toate îndatoririle pe care le are. Și atunci, astăzi vorbim despre împărțirea cheltuielilor din excedentul bugetar mai mult și a celorlalte sume venite pe, știu, pe capitolele bugetare care trebuie să acoperiți, pe educație, pe sănătate, pe tot ce a fost distribuit. Dacă ați citit și ați studiat și ați aprobat, eu știu, în procesele verbale de aprobare, cifrele, poate sunteți la curent, eu cred că ați avut la dispoziție raportul de specialitate contabilă din care să puteți să extrageți ceva interesat. Dacă doriți o prezentare, eu pot să chem să vă prezint, o prezentare tehnică. Dacă o să mai fie și nemulțumiți, o să mai avem sigur o ședință extraordinară în această lună, în care o să putem să prezentăm forma finală a bugetului cu anexele completate și cu cifrele de la Consiliul Județean. Și atunci toate lucrurile liniștite se vor, cum spune poetul, și nu vor mai fi discuții. Ideea este că bugetul este caracterizat de transparență, pentru că în fiecare an tot ce se întâmplă trebuie să fie aprobat în cadrul acestor ședințe de Consiliul Local. Dumneavoastră sunteți martori de ceva ani de zile, unii de mai puțini ani, alții de mai mulți ani. În fiecare an, la aprobarea bugetului, cel puțin în cele două mandate pe care eu le-am ocupat, nu a existat niciun fel de suspiciune vis-a-vis de... Pentru că nici legal nu poți să faci lucrurile astea, fără asigurarea transparenței, neputând, știu eu, trece atât de ușor un buget prin Consiliul Local. Am aici, în stânga, în dreapta, oameni mai în vârstă care au putut să vadă de-a lungul timpului și ședințe în Consiliul Local în care se duceau lupte crâncene și fiecare vrea să-și impună punctul de vedere în legătură cu, eu știu, cu ceva. Astăzi avem o listă de investiții care este completată cu sume și dumneavoastră ați putut-o vedea. Dacă doriți, îi dăm citire. Sunt investiții începute, sunt investiții noi. Investiții care consumă din excedentul bugetar, care excedent a putut fi păstrat și realizat, majorat, din economii, din tot ce s-a putut face la nivelul anului 2024. Dacă să putem discuta despre, știu eu, repartizarea excedentului, înseamnă că n-am fost, eu știu, dezordonați în cheltuirea sumelor din banii publici și atunci avem sume suficiente ca să acoperim parte din cheltuielile pe care ne le-am propus. Zic eu că dacă sunt discuții, e bine să le discutăm la discuții, când o să vă înscrieți la discuții, și dacă o să fie nelămuriri, o să chemăm pe doamna contabilă ca și tehnician să explice fiecare chestiune tehnică pe care dumneavoastră n-ați reușit să o înțelegeți. În rest, eu zic că asta avem astăzi, astea sunt cifrele, ele sunt repartizate conform legii finanțelor publice, nu putem să le ducem în altă parte pentru că intrăm sub incidența celorlalte legi pe care nu dorim să le pomenim. Și atunci vă invit la discuții să vorbim despre ce dumneavoastră doriți în legătură cu acest buget. Da?
dacă vreți, mergem mai departe și discutăm celelalte proiecte. Dacă doriți și sunteți fierbinți așa pe subiect, putem discuta acum despre buget, dar eu zic să facem prezentarea că celălalt proces de proiecte nu implică atât de mult timp, pentru că sunt astea uzuale, și să lăsăm timp la discuții despre ședința, despre subiectul buget public. Nu zic să chemăm pe doamna contabilă să prezinte, că nu știu dacă toți au... Haideți să o chemăm la discuție, să putem prezenta, ca să putem să... Eu zic că și noastră, am înțeles, sigur, că o să chemăm să ne explică, da. Da. Haideți să prezint ordinea de zi, să vă explic despre ce e vorba de la proiecte. Dacă sunteți de acord, domnul viceprimar, să ne prezentați proiectul de hotărâre cu planul de acțiuni pentru 2024. Vă rog. Nu e nicio problemă. Da. Știți că în fiecare an, la început de an, am făcut acest lucru, am aprobat planul de acțiuni și lucrări de interes local, pe care trebuie să-l ducă la îndeplinire persoanele care până în 2024 erau beneficiare de venit minim garantat. Începând cu anul 2024, nu se mai cheamă venit minim garantat, ci se cheamă venit minim de incluziune. Aici trebuie să vă spun că vor efectua ore de muncă și persoanele care beneficiază de ASF, adică de alocația aceea de sprijin financiar. Deci, toate persoanele apte de muncă vor trebui să facă ore în folosul comunității. Cele care nu vor efectua ore în folosul comunității vor fi suspendate, vor fi anulate aceste dispoziții de acordare. În luna ianuarie vor merge toate persoanele să primească aceste sume de bani care li se cuvin. În același timp, persoanele apte de muncă trebuie să meargă la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, de unde să ridice o adeverință că sunt în căutarea unui loc de muncă. Cele care nu vor merge și normal nu vor mai beneficia de aceste drepturi. Și atunci noi facem acest plan de acțiune ca să știm ce lucrări se pot face cu aceste persoane. Trebuie să știți că nu poți să le dai muncă astfel încât să-i le scazi din prestigiu. Deci muncă pe care să o facă fără rușine. Da? Și acest plan de acțiune a fost stabilit pe luni. Normal că lunile de iarnă sunt lunile cu zăpadă, cu... și acolo sunt activități de eliberarea spațiilor de zăpadă și așa mai departe. În rest, curățare de șanțuri, curățare de podețe, strângerea deșeurilor de pe domeniul public. Astea sunt activitățile care se pot face nu numai cu persoanele care beneficiază de venitul minim de incluziune, dar și persoanele condamnate să efectueze ore de muncă nerenumerată. Da? Deci și aceste persoane trebuie să facă această muncă pe care dumneavoastră o aprobați acum. Planul de acțiuni este pus pe luni, și n-are rost să vi-l dau citire, probabil l-ați citit. Sunt activități care se fac la nivelul UAT-ului, astfel încât să nu mai plătim. Deci strângere de deșeuri care se găsesc împrăștiate pe domeniul public, curățare de șanțuri, cosirea spațiilor verzi. Deci nu sunt munci astfel încât omul să nu le poată efectua. Dar, după cum am stat de vorbă cu cei care se ocupă de venitul minim de incluziune, cu serviciul social,
avem un număr mare de ore care trebuie efectuate și astfel vom putea să mai eliberăm domeniul public de deșeurile astea care sunt aruncate la voia întâmplării cam peste tot. Omul degeaba are și containere pentru deșeuri reciclabile, degeaba li se dau saci, degeaba vine mașina o dată pe lună și ia plasticul, hârtia, o dată la 3 luni ridică și sticla, el este învățat să ne arunce pe unde îi convine mai ușor. Și vedeți că noi anii trecuți am plătit niște amenzi de la Garda de Mediu, să sperăm că vom reuși în această perioadă, imediat după ce cetățenii respectivi vor veni cu adeverințele de la Agenția Județeană Ocupare Forței de Muncă, să trecem din timp și să facem un tur al comunei, astfel încât să eliberăm spațiile de deșeurile aruncate aiurea. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc și la domnului primar. Da, ne deschide ușa. Proiectul numărul 15, privind aprobarea plății obligațiilor financiare pe Societatea Națională de Cruce Roșie de România, filiala județului Bacău. Știți cu toții că suntem membri plini ai Societății Naționale de Cruce Roșie din România, filiala județului Bacău. Anul acesta, dumnealor, au aprobat în cadrul Consiliului de Administrație sau unde aprobă dumnealor cotizația pe care o comună de rangul nostru poate, trebuie să o plătească, este între 3.500 și 4.000 de lei. În calitate de membri avem obligația de a cotiza la partenerii cu care suntem într-o relaționare corectă și atunci știți că nu de puține ori dumneavoastră au venit în sprijinul nostru cu diverse forme de ajutor pentru persoane vulnerabile și cu sprijin de tot felul din punct de vedere logistic pe care dumneavoastră îl au. O să analizați dumneavoastră și o să considerați dacă este normal sau nu este normal să aprobăm. Eu zic că este un lucru moral pe care trebuie să-l facem. Am făcut în fiecare an și cred că și anul ăsta este la îndemână să aprobăm această cotizație. Vis-a-vis de proiectul numărul 16, aprobarea planului de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Corbasca, este obligația instituției în care acești funcționari își desfășoară activitatea, ca fiecare an să pună la dispoziție fonduri pentru pregătirea profesională. Este un proiect cadru pe care îl aprobăm în fiecare an. În fiecare an trebuie bugetate sume pentru funcționari care dumneavoastră să aibă posibilitatea să se perfecționeze în cadrul activităților pe care le desfășoară, să meargă la cursuri de calificare, așa încât munca dumneavoastră să devină din ce în ce mai performantă. Și legat de proiectul numărul 16, este proiectul numărul 17, în care se aprobă numărul de locuri alocate pentru perfecționarea profesională a funcționarilor publici. În fiecare an am avut sume pentru fiecare funcție publică. Asta nu înseamnă că toți au accesat la această treabă și nu ne pare rău, pentru că numai în cadrul unui, eu știu, lucru organizat poți să fii atent la anumite informări, pentru că legea este într-o dinamică permanentă, legile sunt într-o dinamică permanentă, apar permanent modificări legislative și dumneavoastră lucrează cu legi, lucrează pentru aplicarea legilor în comunitate și pentru sprijinirea membrilor comunității, da? Și lucrurile astea nu se fac decât cu ajutorul legilor în vigoare. Sperăm că anul ăsta domnul secretar să fie mai incisiv și să forțeze nota, așa încât funcționarii să fie obligați, sunt obligați și prin lege, dar să fie obligați și constrânși un pic să poată să meargă, să cheltuiască aceste sume, pentru că eu consider că sunt într-o direcție sănătoasă bugetate. E numărul de funcționari pe care avem în cadrul instituției și dumneavoastră știți că în fiecare an aprobăm aceste cifre.
Proiectul numărul 18 privind aprobarea devizului general actualizat în anul 2024 pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare drumului de interes local în comuna Corvoasca. Este un proiect recepționat, o investiție recepționată care se află încă sub incidența contractului de finanțare. N-au fost finalizate cifrele, n-au fost coordonate toate cifrele actualizate. Urmează un proces de actualizare. Devizul general este primul și apoi trebuie să transmise date la Ministerul de Dezvoltare ca să închidem acest proiect, acest contract de finanțare. Noi avem până la sfârșitul anului. Eu sper ca până luna martie să fie închis în discuția de acest proiect. Dar Roș a făcut virări de către noi. Mai sunt niște bani de dat, dar le rezolvăm în parcursul unei luni. Proiectul de hotărâre numărul 19 privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Corvoasca pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale Compania de Regională de Apă Bacău din 29.02.2024. Avem încă de anul trecut o solicitare la dumnealor de preluarea sistemului public de alimentare cu apă. Ședința s-a tot amânat din lipsă de quorum din informațiile noastre. Sperăm ca în 29 februarie să aibă loc această ședință. O să mai mergem în măsura în care timpul ne permite pe la domnii președinți să putem discuta amănunte și sperăm că în 2029 să luăm o hotărâre și în această direcție, să putem să închidem odată discuția sistemului de alimentare cu apă, care în ultima perioadă am văzut că suscită un interes deosebit din partea locuitorilor Comunei Corvoasca. Ieri, cred că pe rețelele de socializare a apărut o listă pe care o doamnă profesor, pe care eu o respect, a publicat-o în vederea consultării de către noi a prețurilor din celelalte entități administrative. Dumnezeu avea să aibă surpriza neplăcută din punctul meu de vedere, să primească comentarii vis-a-vis de prețuri mai mari decât la Corvoasca, dar asta n-am piedicat-o să continui, să devină, eu știu, vehementă și acidă în afirmații, cum că noi am încercat să-i punem pumnul în gură și să-i închidem, eu știu, dreptul la o opinie liberă. Lucrul ăsta nu am făcut niciodată, am invitat-o să discutăm la sediul primăriei, pentru că înainte de a publica și a ieși, eu știu, public cu niște afirmații, e bine să verifici înainte de a vorbi. Și am mai găsit un aliat, un domn sindicalist bătrân, care n-a știut decât să bage bățul prin gard toată viața lui și atâta știe și astăzi, un reclamațiu de profesie, care pe noi nu ne onorează și nu ne-a impresionat niciodată. Cu asta o să moară, probabil că ăsta e obiceiul care s-a născut. Și dumnealor toacă permanent frunze la câini și nu ne spuneți foarte bine că sistemul de alimentare este unul pe care muncim în fiecare an cu toată dedicarea pe care o putem, încercând să punem la dispoziție lichidul numit apă și dacă se poate să fie și potabilă la dispoziția cetățenilor. Acest lucru nu este întotdeauna ușor de realizat pentru că n-am vrut să dezvoltăm niciodată discuții legate de acest aspect. Este un lucru care a fost făcut cum a fost făcut și este moștenit de noi. Noi avem obligația să-l îmbunătățim, să facem funcțional, să punem la dispoziția cetățenilor apă. Sperăm ca în urma demersurilor făcute, compania regională de apă să preia acest sistem de alimentare cu apă, să-l modernizeze, să-l operaționalizeze, să-l ieftinească, să-l facă gratuit, să facă ce dorește, așa încât noi să putem să scăpăm de această suspiciune veșnică că am fi încasat sume, eu știu, iuți, în legătură cu prețurile apei. Am să informez public, pentru că ședința de Consiliu este un eveniment public, putea să vină oricine dintre dumnealor să ia parte la această ședință și aveam să le spun public lucrul ăsta, că, eu știu,
au posibilitatea să facă ce doresc, deci inclusiv să ne critique, că nu ne supără lucrul ăsta. Dar trebuie să înțeleagă că nu poți face lucruri atât de ieftine, nefiind fezabile. În condițiile în care pe mine mă costă producerea unui metru cub de apă o anumită sumă, eu pot doar subvenționa, dar pentru a subvenționa trebuie să am și justificări. Nu pot subvenționa unui domn profesor care este pensionar și nu știu dacă plătește 2 metri pe an și m-aș duce să subvenționez, că așa legea mă îndrumă, către o persoană vulnerabilă care nu are venituri de niciun fel și trebuie să o ajut ca să își plătească datoriile la, sau să, eu știu, să ajungă la nivelul de subsistență normal pentru o ființă vie. Dacă acești domni consideră că noi facem exces de zero în încasare de taxe și impozite, îi anunț că toate taxele și impozitele sunt stabilite în conformitate cu legile în vigoare. Anul acesta au fost actualizate coeficientul de inflație și dumneavoastră sunt oameni inteligenți care pot calcula ce înseamnă o cifră mulțită cu 13,8, de exemplu, și la fel ca și celelalte taxe și impozite, și prețul la servicii crește, nu? E normal ca să se alinieze toate la prețul inflației în contextul în care economia liberă ne dă cu prețurile în cap, dacă nu suntem... Deci nu putem produce lucruri ieftine, pe care, scumpe, pe care să le vindem ieftin. Asta este... Și încă trebuie să ne bucurăm de existența apei, pentru că iarăși ar trebui să știe domnii care astăzi critică că anul trecut am înregistrat o scădere a nivelului apei potabile la pânză freatică cu aproximativ 5-6 metri și lucru... În fiecare an acest lucru se întâmplă din cauza secetei pedologice care este cronică la ora asta în zona Moldovei și nu numai. Și vedem că toată lumea se plânge. Mă uit în țări civilizate precum Portugalia, de exemplu, peninsula iberică toată, a impus reguli stricte în legătură cu irigarea, cu, eu știu, consumul excesiv de apă și tot felul de bălăceri care se mai pot întâmpla, tot motivat de acest aspect. Nu putem să ne... bate în joc de un lucru pe care îl avem și nu știm să-l prețuim. Poate e și o formă de educație, eu știu, un preț un pic mai scump. Poate Dumnezeu ne obligă să facem lucrurile astea, încercând să ne educe, să cheltuim mai puțin din apă și să nu mai udăm solariile și să nu mai facem cine știe ce mai avem de făcut prin curte, să o folosim doar pentru uzul familial și pentru băut unde poate fi băută, da? Și atunci nu cred că vom mai avea discuții de felul acesta. Mă supără pentru că sunt oameni cu pregătire, oameni care ar trebui să înțeleagă că nu este ușor să fii într-o funcție publică, să iei decizii și nu întotdeauna deciziile sunt unele care, vedeți noastră, ajută pe toată lumea. Îmi pare rău că nu vin oameni mai, cu o condiție mai mică de viață și de pregătire să facă afirmații de acest fel. Vin oameni care s-au învârtit în toată viața lor în jurul unui ou și nu știau de unde să-l înceapă ca să nu facă, eu știu, parobă în bugetul familiei. Să învețe să trăiască și să învețe să calculeze, că așa au știut toată viața, să-și calculeze toate pierderile și au ajuns să facă lucruri pe care eu când le-am auzit m-am speriat. Să unul dintre dumnealor avea calitatea de șmecher la un moment dat, pentru că eu am fost și viceprimar într-un mandat, înainte să fiu primar, și l-am găsit cu apometru blocat, și era blocat, cum știe dumneavoastră, să blochează, și ducea apă până sus, la Cămila Scărișoara, fără să aibă, știu eu, dreptul și să plătească consumul respectiv. Acum, dacă vrea să facă pe sindicalismul în continuare, în mine își găsește un adversar serios, dacă vrea să... Eu am probe, dumneavoastră nu are niciun fel de... probă când face afirmații gratuite, comentând ca o babă de aia la, cu tot respectul pentru babe, să se înțeleagă, la colțul străzii fără argumente, știți? Hai să bem și noi cafea, dacă toată cafea bem și noi, nu? Vorbește și el ca să afle în vorbă. Cam asta e problema, sper să scăpăm de meteagna asta de a discuta la colțul străzii și e bine să venim la primărie, să întrebăm primarul, cel de la venituri, să vedem cum se calculează un preț și atunci când vedem că prețul este justificativ din punct de vedere, justificat din punct de vedere legal, consider că putem pleca lămuriți și nu ne apucăm de scris și să ne bat jocuri. Înțeleg că e un an electoral, fiecare are partea lui de, știu, felia lui de tort, de protejat și de crescut,
Nu ne deranjează fiecare să-și facă campanie cum dorește să o facă, dar eu zic că trebuie să raportăm realitatea și să trăim, exact cum v-am spus și la ședința în care am aprobat tabloul taxelor și impozitelor locale, cu realitatea pe masă. Pentru că dacă trăim doar visând, o să ne trezim în moment în care o să ne frigă toate cele și nu mai știm pe unde să scoatem cămașa. De asta e bine să fim realiști, să încercăm să... Mai am un proiect și după aia vorbim, da? O secundă. Și ultimul proiect pe ordinea de zi, în cerere tare că am făcut această paranteză mai mare, dar era proaspătă și eu mai și învățam aseară pentru un examen și numai bine că m-a făcut ca să mă simt foarte confortabil discuțiile de pe... Aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții modernizarea rețea de drumuri comună Corbasta. Ați văzut că este o rețea de drumuri, adică sunt niște ulițe pe care noi în fiecare an punem, le pietruim, le amenajăm așa încât să fie accesibile cetățenilor care locuiesc acolo. Fiecare an mai plouă, mai dă Dumnezeu câte o ploaie și ne risipește munca noastră decisiv. Și cheltuielile, practic, pe care le reprezintă această muncă, considerăm că sunt unele care se duc pe apă și e bine să încercăm să facem cât putem în fiecare an, cât un calup de un kilometru, cât putem de amenajări de astea de ulițe care au o pantă de descărcare mai mare de 10%, să nu mai facem balastări și să putem să asigurăm oamenilor confortul de care au nevoie și pentru care ne-au trimis aici în funcție administrativă. Să fie bine, să nu fie rău, cum spune un fotbalist din generația de aur. Dacă și am văzut că este poftă de discuții, domnul Mihai, vă ascult. Da. Vreau să vă înscriu la discuții. Domnul Mihai, legat de subiectul ăsta, care nu se mai termină niciodată, da. Cel cu apa, adică, de când sunt în Consiliul și în fiecare, la două, trei ședințe, se discute acest subiect. Cumva, dumneavoastră aveți și dreptate, da? Produceți metrul ăla cub de apă cu o anumită sumă. Dar și pierderea este foarte mare, ca în orice companie sau orice, da? Când produce, și ai și costuri de acoperire. Nici oamenii cei care consumă, da? S-au pus problema asta, inclusiv după ce s-au mărit taxele, eu așa, domnule, dar ce ați făcut? Unii le-ați dus, nu știu ce. Oamenii sunt conștienți că sunt foarte mari pierderi și cei care plătesc cumva, sunt număr și bătrâni care n-au pensii foarte mari, care și-au pastile, adică sunt oameni și înstăriți și mai puțin înstăriți. Ei de ce să plătească apa și ceilalți nu? Iar când nu, dumneavoastră nu vă acoperiți pierderile de apă, măriți cumva taxa, nu? Ca să fie cât de cât echitabil. Nu-i corect nici așa, nu? Adică cumva cei care comentau, nu știu despre ce vorba sau unde s-a întâmplat treaba asta, au și ei oarecare măsură dreptate, nu? Da. Adică unul care pierde apă sau... Într-adevăr, este secetă pedologică, de 3-4 ani de zile, dar și consumul de apă, chiar și dumneavoastră a spus, în afară de Corbasca și Rogoaza, în celelalte sate, totul e consumul, nu? Da. Deci n-ai cum să uzi via sau ce uzi tu când altul n-are ce bea apă și după aia ălălalt vecinul tău care plătești, el îți plătească mai mult, nu plătești niciodată. Nu-i, nici așa nu-i corect. Da. Asta e ideea. Bun, în legătură cu acest aspect, noi am încercat într-un mandat mai de demult să facem o diferențiere a costurilor pe segmente de populație. Și știu că prefectura ne-a dat cu hotărârea în cap. Ne refeream noi atunci la cei care consumă peste 100 de metri cub pe lună să plătească alt tarif la metru cub de apă. Nu este legal. Și ne-am furat-o la data respectivă, dar asta nu înseamnă că l-am învățat. E adevărat că lumea necăjită este și corectă. Și într-adevăr, există și oameni, vedeți, la Corbasca sistemul funcționează pentru că sunt foarte puțini oameni care fac nereguli. Asta nu înseamnă că nu sunt. Sunt și la Corbasca, dar sunt foarte puțini. Vis-a-vis de pierderile de apă, în ultima perioadă ne-a ajutat Dumnezeu prin investițiile pe care le-a făcut pe sistem, prin reparațiile făcute, să nu mai avem pierderi de apă. Vedeți că acum crește presiunea și ajungem în momentul în care
când erau pierderi, puteam justifica. Astăzi, când nu mai am pierderi, eu trebuie să justific un consum pe care trebuie să-l raportez la redevența pe care o plătesc la Apele Române. Deci Apele Române îmi contorizează lunar consumul de apă extrasă din sol, pe care eu trebuie să-l regăsesc în consumul de la populație. În condițiile în care nu am pierderi, unde se duce apa aia? Nu se referă la pierderile tehnice. Nu, nu, nu. Se referă la pierderile de ciordeală. Bun. La fel de bine știți că în fiecare dată de când suntem pe aici prin Consiliul Local am făcut apel la toată lumea să ne dea, să ne furnizeze informații, pentru că în concepția inițială montarea aparatelor de măsură în proprietate, în interiorul proprietății omului face foarte greu accesul la acestea de către casierii încasatori. Și atunci avem surprize de felul pe care le-am constatat și eu, fiind viceprimar și mergând pe traseu în sector. Să găsești poarta închisă, să găsești, eu știu, căminul unde este montat apometru blindat cu tot felul de elemente, așa încât să-ți împiedice accesul către aparatul de măsură și trebuie să te apuci ca și casier și însoțitorul care te însoțește să demontezi jumătate de oră sau o oră să ajungi acolo, sau îl găsești mălit cu noroi, sau îl găsești în tot felul. Toate astea sunt metode prin care vor să ascundă lucruri. Nu înseamnă că e imposibil, dar însemna să avem și atâți oameni angajați pe organigramă care să ne permită să putem face și poliție de asta, cercetare preliminară și penală și de care să o mai impune. Eu zic că până omul nu o să înțeleagă că dacă nu suntem corecți, aceste sisteme vor cădea unul câte unul, nu o să înțelegem nimic. Băi, nu interesează, e adevărat, Mihai, că vreo piață în care poți trăi ca un haiduc, e cel mai simplu mod de viață, știi? Adică dacă nu plătesc nimic și totul mi se cuvine, atunci eu sunt cel mai... Raportează la comunitatea din jurul tău și ai să vezi că sunt oameni bătrâni care îți duc cu cârza săracii la casier și plătesc, își citesc singur apometru și plătesc corect. Dar nu vreau să... Știți că suntem în cursul identificării soluțiilor și eu cred că o să găsim soluțiile care o să le pună și pentru dat în grădină și pentru dat la animale excesiv de mult și necontorizați și o să fugă animale de... Cel mai simplu, puteți vorbi cu un instalator, doi. Aveți unul chiar angajat pe aici care lucrați și la Scărișoara, pe mai lungă, așa. Mai e cel Lulu, care la fel și el știe când e montat și cum montat. În fiecare stat există, doar nu montat omul respectiv singur, nu știi. Tot cineva care lucrează în domeniul respectiv a făcut treaba asta, nu? La care ce se fac? Ăla face greșe. Prima oară a făcut firma. Singura soluție care reprezintă o investiție, eu zic, destul de mare, este scoaterea aparatelor de măsură la limita proprietăților. Da. Este singura măsură pe care o putem lua ca să stăvilim această acțiune. Dacă puneți treaba asta, dar să o faceți la 1-2, singur o să scoată, adică odată, ei nu stă ca să-l priziți acolo. Sigur, 100%. Obligația este a noastră să contorizăm și să încasăm consumurile contorizate. Nu o să fie ușor, investiția ne aparține, pentru că dacă eram luminați la minte atunci când am implementat acest proiect de investiții, făceam lucrul ăsta. Dumnealor au fost atunci mânați de curentul ăsta excesului de zel și ce au mai făcut, au făcut cum au făcut, nu zicem nimic bine că au făcut și nu-i rău că au făcut, dar trebuiau să gândească și la aspectul ăsta, la eu știu, atitudinea cetățeanului vis-a-vis de serviciu oferit. Eu știu că în forma inițială proiectul ăsta era doar cu niște fântâni stradale de unde omul avea să ia apă. Ei, la momentul ăsta au gândit că s-ar putea să iau unul foarte mult și altul să nu aibă apă. Și eu zic, hai să le dăm la toți. Au împărțit pe fiecare gospodărie. Au făcut răul din mic, l-au făcut mai mare, pentru că fiecare la adăpostul, eu știu, îngrădirii proprietății, a putut să facă ce l-a tăiat capul. Și nu au fost puțini corifei din ăștia care sunt cel la instalații, care i-au ajutat să facă tot felul de branșamente înainte de apometru și consumuri de astea nenormate și neregistrate, care astăzi ne aduc în situația în care suntem. Nu știu în ce condiții ne vor prelua cei sau care, dar crabul, eu nu prea o văd. Nici eu nu o văd, dar e datoria noastră să încercăm. Până găsim o soluție, am văzut că pe
Agenția pentru Mediu să deschid din finanțare pentru modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, să vedem dacă putem accesa fonduri europene, guvernamentale, pentru că investiția în, ce v-am spus eu, în scoaterea aparatelor de măsură la limita proprietăților, este costisitoare și atunci numai cu fonduri nerambursabile putem face acest lucru. Nu poți obliga omul să scoată apometru afară. Nu ai cum. N-ai cadrul legal. Aș vrea să mai întreb ceva. Mergând pe drumul dintre Scărișoara și Marvila, topit zăpană, nu știu ce, era o gheață așa mare, în pădure acolo. Da. Și m-am dat și am zis că eu fac două celălalt. Este un aerisitor la coloana te... Da. N-aș vrea să fii într-o zi în care să te apasează Marvila, să vii să amorsezi sistemul ăla. I-am ridicat o conductă înaltă sus, așa încât aerul, fiind mai ușor, este scos afară și când conducta este plină, mai refulează, na, ce să faci. I-au și înghețat între timp, că a fost frig afară. Dar sunt metode empirice pe care le-am găsit ca să putem să facem o funcționare normală a sistemului ăsta. Din păcate, v-am spus, sunt prea puține puțuri pentru cât nevoie este în zonă și... Da, nu, e vorba de discuții, nu din nevoie. Dacă ar fi nevoie și s-ar plăti, da, nu cred că s-ar scurge chiar așa mult. Nu face parte. Discuțiile astea sunt interminabile și cu cei de la Marvila și cu cei de la Scărișoara, toată lumea are o problemă. Important este că anul trecut au început oamenii să conștientizeze și au început să-și caute surse alternative. Adică crescătorul de animale trebuie să orienteze spre surse alternative pentru că sistemul ăsta de alimentare public nu mai poate deservi aglomerările de animale mari, aglomerările mari, fermele mari și trebuie să-și facă puțuri, să-și investească în, eu știu, sporirea confortului la fermele dumnealor, așa încât să degreveze sistemul public de această greutate de a pune la dispoziție. Nu poți face de două puțuri, uite, la Corbatska avem mai unul și sunt și ferme care se aprovizionează de aici, sunt și oameni care mai udă prin... Cu toate astea n-am avut problemă. Dar, în sfârșit, găsim soluții și o scoatem la margine. Uite că, pe lângă buget, discuția apei suscită mai multă discuție decât bugetul local. E o problemă care frige și credeți-mă că indiferent cine o să vină, o să aibă mult de tocat pe discuția asta, pe subiectul ăsta. E păcat că dacă lumea ar fi conștientă, eu consider că n-ar fi discuții și dacă toți... Înțeleg că fiecare factură care vine în plus, în zilele noastre, reprezintă o povară. Un leu, dacă îți vine în plus de plată, e o greutate pe care trebuie să o sacrifici de undeva, să dai dintr-o parte ca să poți să plătești dincolo. Da. Nu încurajez nici să renunțe lumea la creșterea animalelor, nu încurajez nici la nepracticarea legumiculturii, nu încurajez la nimic. Încurajez doar la rugăciune, mergem să ne rugăm să plouă, să nu mai fi dependenți doar de apă din sistem și să... Am văzut aia cu... Odată, nu mai greu. Când este scoate micoana, în Germania dă drumul la robinet. Da, bun, acum ești mai aproape de... Marea Oceană. Da, referitor la ordinea de zi, domnul Munteanu, am un proiect mai... Sunt 8 proiecte care trebuie să le cel mai important fiind bugetul, care astăzi este mai formă mai șchioară. Deci dacă ați observat din raportul doamnei contabil, deci primăria Comunei Corbanska are un excedent bugetar de 5.764 de lei. 5.000 Nu e specificat ca în zonele unde sunt investițiile mai mari. În special drumurile și toate astea. Nu e specificat. Excedentul bugetar de 2023. Suma totală de 5.764,22 mii lei. Adică 5 milioane... Da, 5 milioane e o sumă... Foarte bună, care trebuie să continuăm unele lucrări începute sau să contribuim la... Dacă ajungem banii la 5 milioane.
Deci merge numai în domeniul investițiilor, atât să folosesc banii ăștia, nu să pot folosi în alte scopuri. Da. Nu sunt foarte mulți bani, că dacă ne ducem pe două investiții, consumă tot excedentul. Deci nu vă speria stare, așa că e o sumă foarte mare. Avem căminul cultural finalizat și drumurile, rețeaua de drumuri care consumă 5 milioane și tot terminat excedentul. O să mai gândim în anul ăsta. Bugetul pe 2024 care este? Asta 7200? Da. 7.269? Da. Bine, fără banii de la Consiliul Județean. Și ăștia ce repede? Doar venituri locale? Venituri locale și sume alocate și transferate de la ANAC. Sume alocate de la ANAC. Da. Deci ar veni vreo 5.764.000 sunt din excedent, care se folosesc numai pentru investiții. Iar 1.769.000 sunt bani alocați de trezorerie pentru dezvoltare, care fac 7.539.000, care se folosesc numai pentru investiții. Și mai detaliat, când începem să culte, bani, ședința următoare sau? Ședința următoare, o să aveți tabloul complet, așteptăm sumele la bugetul județean ca să putem să completăm ce mai avem lucruri care am văzut cu zero. Nu văd trecut și excedentul bugetar din 2023. Dar se reportează fiecare an, excedentul se reportează la următoare. Eu am crezut că excedentul ăla de 5.000 se adaugă la venitul de 7.000 și o să iasă 12.000. Și ce mai este? Atâta este. Uită-te la sfârșitul documentarului. M-am uitat și la sfârșit. Trebuie să vezi că ai total cheltuieli. 11.683. Asta înseamnă excedentul plus venitul. Aproape 12.000. Venitul nu s-o strâns. Nu, dar venitul se cheltuiește pe componentele pe care le are. Da. 11.680. Da? Total general. Bun. Am văzut aici un e-mol. Eu v-am mai zis și la toate bugetele astea, mie nu-mi place softul ăsta de la încasări și taxi. Când aveți de gând să-l schimbați? Păi când o să perfecționeze. Și ăsta. Am văzut două licențe. Nu știu, unul l-am pierdut între timp. Mai e un e-mol aici, așa, nu știu de la ce, că nu scrie mai mult, și mai era încă o licență de... Cum se numește asta? Registra. Uite, mi-am adus aminte. Registra este programul de... Registrare totală. Registrarea documentelor. E-mol-ul lucrează domnul secretar pe e-mol pe hotărâri și pe dispoziții și la contabilitate avem ce are, nu mai știu cum se numește. Trebuia să băgați și bugetul, și în buget, și ăsta de la taxe și impozite, care îl folosește toată lumea, nu? Nu, dar noi avem un contabil care vine de la Suceava și acolo la Suceava se lucrează programul ăsta. Femeia, ca să treacă acum să lucreze, să perfecționeze prin alt program informatic, durează timp și eu trebuie să o prind într-un an în care nu are treabă. Avem doar un contabil pe execuții, pe cheltuieli, care dacă pleacă două zile, mă spânzură de limbă și nu pot face nimic, fără doamna contabil, suntem legați de nas și agățați de coardă. Ok, mă place să mai discutăm și cu dumneavoastră ca să vă explice niște lucruri, să putem să plecăm liniștiți acasă și mulțumiți de explicații. O să mai întrebați și pe dumneavoastră ca să... Dacă poate să treacă pe alt program. Da, nu e... Atâta timp cât finanțele publice acceptă programul, nu știu de ce am fi noi atât de doritori să schimbăm lucruri. Este greu de accesat de public? Dar ce treabă are publicul cu... Dar nu, poate veni... Noi vom trece și la... Haideți un pic, că noi cumva să... Dar nu avem un scaun. Publicul nu l-a accesat. Asta e... Daniel, ajută-o pe doamna, că aducă scaunul de loc. Domnul primar, așa o rugăminte. Vreau și o listă cu toți banii care i-a stat la curte. Nu le-am zis aici. 8 ani, 2 mandate. Păi da, să răspundem la o adresă acum la prefectură și o să ne ajute doamna contabil să o completăm și îți dau o copie.
Nu că colțele firme. Nu, domnule, îți bani bugetul Torvasca. Nu știu o listă, cât o dat colțele? 5 lei, 5 lei o dat? Niciun ban nu o dat. Păi, dar trebuie specificat. Da, sigur, o să le spunem la toți. Le dăm la fiecare. Da, da. La fiecare consilier cu o listă n-ai. Toți banii care au fost investiți la culte de-a lungul celor 8 ani de zile, cum au fost virați din bugetul local al comunei Corvasca. Niciun leu din altă parte. Păi da, da, da. E nu, e nu. Zici că de la culte. Consilierii parochiali. Avem unul în stânga, armatare, acolo. Nu zice nimic, taci din gură, cu mințel. Chiar vă rog frumos să... Dacă se poate când suntem chemați la următoare ședință... Și acum vine și nu mai spune nimic. Fiecare parochie cât o primit. N-au venit de la culte. Dacă aveți să întrebați ceva pe doamna contabil, vă rog să o faceți, vis-a-vis de domnul Neu. Spuneați ceva de programul de contabilitate. Da, nu știu de unde să știu, să știe dacă se schimbă programul sau nu se schimbă. Asta de la taxe și case locale. Taxe locale. Nu se schimbă, păi nu am spus dacă finanțele publice am cerut. Nu de rotăre, în asta aia 10% care dacă plătești până la sfârșitul partii, nu de notă că îi câștigi un bar sau că noi câștigi. Nu sunt bărți. Nu, e bonificația, bonificația care nu se vede în program, se vede că e rubrică separată, cu bonificație și fără bonificație. Primele două rubrici într-o chitanță. Sau o chitanță de pe undeva de la Sascund, în care sumă, zice așa, taxi, 100 de lei, da? Da. Din care bonificații 10 lei, total de plată 90 de lei. Zilurile se aduc și aici, taxi, pe drag, 662, da. Curent 662. Bonificații, eu, nu știu cât, eu, uite, total de plată 662. Avem o chitanță de la Torvasca, da? Care scrie așa. Acum am plătit-o, două, o oră, adică stau aici. Prima rubrică. Prima rubrică. Curent, da? Adică exact. Debitul curent. Exact. Debitul curent plus bonificație, a doua rubrică. Adică era 37 de lei, cu bonificație însemna 41. Da? Scade din 37, 41, 37 și vezi cât e bonificație. E simplu, adică îți dă și un pic de, eu știu, rebus. Matematică. Te puneți să-ți antrenezi cu el. Mă ascultați din domnul Irimia. Poftim? Bonificația se acordă doar pentru plata integrală a impozitului. Și asta e drept. Dacă nu-i plătit impozit integral la persoana respectivă, nu se dă bonificație. Dacă plătești numai jumătate, nu primești bonificație. Așa e făcută legea, nu-i programul vinovat. Tot. Deci se dă pentru plata integrală până la 31 martie a tuturor taxelor. De aici trebuia să se scoată ăsta cu... Dar există bonificația în program. Salubrizarea, nu se băga cu cum îi primești bonificația la ea. Pe la servicii nu se acordă bonificația. Și atunci de ce mă obligați să o plătesc în totalitate? Dar ce te-a obligat să o plătești totalitate? Ei, păi, dar nu primești bonificație dacă nu dai tot anul. Da. Cât e bonificația acumulată la dumneavoastră? 3 lei. Pentru ce te certai? E, dar nu-i numai de mine, dar statul ce mă reprezint pe mine aici? Nu, dar e numai ce mă reprezint pe mine? Nu, doar de-aia. Eu cred că doar dumneavoastră poate citi. Este rubrică cu bonificații, fără bonificații. De acolo o operație de scădere, cred că e la întemuna oricui să facă. Nu, nu prea este. Vadă o diferență. Nu este. Este domnul Plănaru sau că ea s-au luat cu el lângături? Dar pune-l ești pe modul la finanțe, pui cu cine o să. Da, pui un contabil specialist autorizat. Nu este, că lumea se uită aici, curent. Atât, total, de plată, tot atât. Unde? De ce am de plătit, mă, treci cu voi? Nu-i așa? Nu se uită. Deci un loc, mă, trebuie să faci ea socoteau, stai să vezi cât e curent, cât e total de plată. Unde e 10%? Aveți datorii. De-aia zic din softul ăla. Cu mașina, eu sunt separat. De ce trebuie să bătească? Softul nostru este mai performant decât ăla de la... Capul gospodării ăsta? Haideți să vorbim pe rând. Partea dumneavoastră. Care cumulează chestiile alea și trebuie înțeles. Și nu aveți un singur rol, o singură poziție, stați într-o casă, doar mâncați la o masă? Da, dar mașina e pe numele ei, am făcut. Deci îi certa cu șorții. Nu, nu, nu. Atunci divorțați și trecem mașina separată. Poate au divorțat. Separat trecut. Separate, înseamnă că nu avem actul de divorț. Și nu se plătești dacă plătești, nu e bonificație. Pe dacă ai un singur rol și ai datorii, ai rămășit. Dacă ai 10 mașini, trebuie să plătești toate mașinile. Da, o mașină are, atât. Atât are, nu mai e nimic. Dar e o singură familie, nu? Da. Că rolul fiscal este unic.
capul familiei este domnul Dura. Corect. Doar amenzile. Soția este proprietar de imobil în cadrul gospodăriei dumneavoastră. Și nu se poate. Nu? Face un rol câte unul de fiecare persoană. Soția este... Face un rol... Am rămuri de acolo. Soția este greu, domnul secretar. Vă rog, întrebări pentru doamna contabil vis-a-vis de tablou bugetului local. Da. Atât avem rugăminte când vine la ședința următoare, un pic mai specific pe buget. Nu înțelegem unde se investește, ce se investește, ce cât se investește. Am văzut aici. Am văzut aici. Îți dă niște coduri și rămâi. Am văzut aici. Deci investiții. Drumuri. Modernizare drumului de interes local. Îmi dă o sumă. Unde? Nu știu. Vorbească. Refacere ipoteții drumul DC96. Unde-i? Pe care le explicăm noi, că doar știți, vreau să le-ați aprobat, dacă vreți, le reamintim. Vreau să le-ați aprobat de Rogoața, Corbasca, Băciui, Corbasca. Deci sunt investiții în diferite stadii de realizare, da. Unele sunt aproape finalizare, unele nu sunt încă începute și acolo se alocă sume mai mici. Unde sunt sume mici, sunt lucrări neîncepute, care așteaptă să fie începute. Sunt bani friși doar pentru procedurile de achiziții publice, pentru avize, autorizații sau pentru ce mai trebuie. La investițiile în derulare sunt prinse sume mai mari. Acolo, de exemplu, avem modernizare rețea de drumuri. Avem 3.500 și ceva de lei da, anul ăsta prins. Dar astea care sunt? Care urmează să fie făcute acum, în primăvara asta. Și intră și urmări de la Vâlcere? Nu intră. Dar la Vâlcere ce să facem? O să facem și la Vâlcere, dar nu avem proiectare nici la Vâlcere deocamdată pe drumuri. Avem și noi ce să facem. Avem strada aici, Lazăru. Așa este, așa este. Unii sunt, unii dă taxele, nu le dă aici. Absolut, absolut. O să facem și acolo, sigur. De ce este cu cifre mici? Sunt investiții neîncepute. La care căutăm oportunități de finanțare sau să dăm un proces de autorizare sau să dăm un procedeu de achiziții publice. Iar la Mărvila când vine ăștia să bage curentul acolo? Când stau săraci oameni și ăștia... Păi un contract de să studiem și o să vedem. Vale Mărvilii. Vale Mărvilii. Noi suntem acolo jumătate din finanțarea noastră și jumătate e Ionului. Și proprietarul Ion. Acum nu pot să iau instalația Ionului. Nu e corect. Dacă vreți să vedeți probleme mai deosebite, mergeți un pic mai spre dreapta, spre Pâncei și vedeți acolo cu instalațiile tine. Adică o instalație pe care primăria a dorit să-și o însușească, care generează astăzi o factură de consum de 42.000 de lei pe lună. Știți ce înseamnă asta? Mie mi-ar fi frică să stau la un audit cu facturile aia rămas. Nu poți să... Sistemul cu camere video. Da. Când îl puneți în funcție? Păi, ai văzut că nu-s cheltuite sumele. Așteptăm încă avizul de la Ion pentru branșare la energie electrică, după care omul vine și le montează. Nu putem să le montăm pe stâlp fără să le legăm și... Nu este timpul să le băgăm și noi taxe pe stâlp pe care sunt pe teritor? De, da, dar nu mai venim la noi cu solicitări. Legea nu-ți dă voie. Da, de ce? Dar ei au voie să facă ce vor? Asta e legea și câteodată ce... Dar văd că a intrat de mea o pistei un pic, Nu vreau să vă spun câte demersuri am făcut ca să primim o factură înregistrată în programul național, e factura de la Delgas Grid, care spun că au derogare până luna iunie și noi nu putem plăti de anul trecut din octombrie, fără e factura, de exemplu, știți? La dumneavoastră au derogare până luna iunie. Cineva îi ține în brațe, eu am avut multe meciuri cu ei. Din păcate pierdem pe linia asta că nu ajungem la nasul lor, suntem mici. Așa ne trebuie dacă am dat sistem. Am dat țara la bucată, zici Madare, ca urmă. Așa ne trebuie dacă am dat la șmeri. Vă rog, întrebări tehnice pentru doamna, că am chemat-o și am deranjat-o și are și o grămadă de treabă. Eu aș avea o întrebare pentru doamna contabilă. De exemplu, cineva a decedat în, să zic, în 2016. Da. Domnul secretarul da, certificatul de acest. Da. Nu este scos automat nu. De la gunoi, la astea? Nu. Deciziile de impunere se modifică și se stabilesc în funcție și în baza unor declarații propria răspundere. Ori de câte ori apar modificări pe parcursul anului, vis-a-vis de componența familiei, de extinderea rolului pe care noastră îl aveți, veniți și modificați declarația la registrul agricol, care trimite la registrul de rol să modifică tot ce înseamnă taxe și impozite locale. Deci din rude sau care... Unul, titularul de rol sau cine rămâne, vine cu certificatul de deces și aduce la registrul de rol să-l consemneze acolo. Ce-ai găsit? Corect.
Deci toate debitele se stabilesc în baza declarațiilor pe propria răspundere. Nu pot să modific eu la matare. Poate matare vrei să-l păstrezi. Eu nu știu că nu vrei să-l păstrezi pe cel care a decedat, Dumnezeu să-l odihnească. Da. Nu pot intra eu fără acceptul matare să modific un buget. Da. Veniți la primărie, este simplu, luați legătura cu agentul agricol, modificăm componența familiei și mergem agentul agricol de la registrul de rol și se modifică tot ce înseamnă taxe. Pe, dispare salubritatea pentru cetățeanul de cetățean. Alte întrebări pentru doamna contabilă. Absolut, sigur. Nu uitați de acte doveditoare, inclusiv la registrul agricol și la financiar și la domnul Ionel, cu acte doveditoare scrie legea. Certificat de ce? Actul de ce? Da, ești copil. Dar intră în vigoare de la data depunerii cererii, nu anterior. Nu se poate scade din urmă. Vis-a-vis de acest aspect, aș vrea să mai fac o paranteză, dacă îmi permiteți. Suntem acționați, reclamați de domnul Gădei Constantin, că poate îl cunoașteți, la parchetul de la podul Turcului, care ne solicită, prin domnul procuror care instrumentează, documente începând din 2019, vis-a-vis de istoricul acestui domn care pierde toate procesele în instanță, dar are totuși posibilitatea să reclame la parchet pentru abuz de serviciu conducerea unității administrative teritoriale Corvoastră. Despre ce vorbeam? Despre documente și despre tot ce este aici în instituție, să fie totul transparent, real și verificabil. La orice oră de vedeți, că din 2019 sunt ceva ani de zile până în 2024, deci gândiți-vă că nu se joacă nimeni cu ce să înscrie registrul agricol, cu nu putem face modificări fără acceptul nostru. Vă imaginați ce ar însemna să găsească procurorul o însemnare fără acceptul domnului Gidei. Asta înseamnă abuz de serviciu, în afară de alte infracțiuni, care pot fi multe. Deci nu este greu. Un certificat de ce s-a venit aici la primărie și a făcut modificarea. Cu declarație scrisă în propria răspundere. Nu eram eu. Am înțeles. Dar dumneavoastră, consilier local, sigur o să-i informați pe cei care aveți în apropiere și o să le comunicați modul în care să... Eu sunt cauza. Am cumpărat de la cineva și până acum nu a fost scos. Păi trebuie venit. Acel cineva trebuie să vină înainte să-ți vândă mata, trebuie să fie liber de sarcini. Acel teren sau ce-ai cumpărat mata, imobil sau orice-ai cumpărat. Trebuie să fie liber de sarcini. Ce înseamnă liber de sarcini? Vine la registru, la venituri aici la noi, își achită toate taxele și impozite, lasă cu zero și fundă mata. Decedați, fără moștenitori, fără... Pentru că poate apărea dreptul de evicțiune a celor care se nasc din morți. Mai sunt moștenitori după morți. Cine știe ce mai e? Doamna contabilă, am o rugăciune pentru puteți să ne faceți pentru ședința viitoare o listă cu toate sumele date către parohii? Sigur. Sigur, o să facem, trebuie trimis la prefectură și facem o copie. Să faceți copii la toți. Pentru fiecare, sigur că da. Dar și începând de 8 ani faci. Cu, și specificat, vă rog frumos, nu, chiar, nu, vă rog frumos, că aici am avut discuții și specificat acolo câți bani s-au primit de la Ministerul Culturilor pentru acest lucru. Deci eu, deci acolo, Ministerul Culturilor, 0 lei. Ca bisericile să primească bani de la Ministerul Culturilor. Da, a specificat lucru. Eu nu știu. Să spună din acolo, schimbă local. Nu, consiliu local. Acolo, Ministerul Culturilor a alocat către așa, 0 lei. Și după aia mi-a dat ultimilor bani tot ce trebuie acolo, fiecare bucățică și până îl calculăm și noi de față cu ei și explicăm cât putea să facem cu banii respectivi. Nu are de unde să știe primăria dacă l-a dat de la Ministerul Culturilor. Ba da, apare. Păi nu vine prin primărie. Păi nu, prin primărie vine la Ministerul Culturilor. N-ar fi eu să vedem. Nu se vine. De la Ministerul Culturilor vine prin primărie obligatoriu. Nu, nu, vine de la lor. Da. Păi și-au spus vouă nu că primim bani? Păi nu știm dacă au primit sora. Păi trebuie să ne mostrăm ce noi am dat de la primărie. Hotărâre de culte, direct către culte, sau prin bugetul local, aprobat de dumneavoastră. Sunt două modalități. Guvernul emite alocarea de sume, nu Ministerul Culturilor. El primește sume cum primim și noi, prin alocări. La da? Bugetul de stat. Deci ei au trei surse diferite. Trei surse diferite. Nu, trei. Mai multe surse. Și pentru ședința următoare chiar vă rog frumos, dacă puteți. Ca să fie ultimul sal. Și acolo, Ministerul Culturilor, zero. Arată de trei. Și restul... Dar nu vin la noi, nu fac transferuri. Păi da, dar ei nu știu. Ei nu știu. Prin bugetul. Ei merg direct de la minister la instituția. Veneau odată. Păi da, dar i-au rămas cu impresia asta, că prin primărie. Thank you.
Iau o vasă impresia asta cum era înainte, vinea de la curte. Nu, nu, eu consider că este informare sau o neinformare a cetățenilor de către consilierii locali, care aprobă un buget anual și nu informează publicul, aveți datoria lunară să aveți întâlniri cu directoratul pe care îl reprezentați și să-i spuneți în fiecare lună ce facem aici. Și atunci oamenii înțeleg. Nu mai așteaptă să-i spună părintele că o primit din nu știu unde. Nu, asta este o slabă informare a cetățenilor. Da. Dacă vreți, puteți să o denumiți așa. Așa. Pentru că oamenii nu cunosc adevărul. Și să-l manipulați, dacă vreau să-l luăm. Până să luăm că mi-ar înscrie pe telefon, rapid, la informat. Ne-am văzut și babile au telefoane moderne. Cu tot respectul pentru babi, nu? Dar mai aveți întrebări pentru doamna contabil, că tot a venit pe la noi. Mai chestiuni tehnice. Deci, promisiune fermă din partea noastră, la ședința următoare, care o să fie foarte repede, probabil, că o să fie una extraordinară, cât putem de repede, o să aveți tabloul complet cu sumele de la bugetul județului, pus pe masă pentru fiecare consilier în parte, așa încât să puteți să analizați toate căzutele rămase astăzi cu zero, pentru că n-am avut de unde să punem sume, așteptăm sume de la bugetul de la județ. Da. Cam asta este. Mulțumim, doamna contabil. Suntem recunoscători cu o ciocolată. Cabra. Nu știm, doamna. Da. Alte discuții la orele de zi. Să vă văd săruna. Da. Astăzi aș vrea de astăzi. Discuții, propuneri. La bugetul local, la investiții, văzut acolo, dar nu la bugetul local. Păi, ce rost mai are să mai discutăm? La școală aici, la Corbască, la școală, nu? Da, e singura. FJ. La micropoză asta 80.000 de lei reparații, asigurare, că faci la bani ăștia. Dar nu știu dacă e pe... Nu, 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 e proiectul cu dotarea cu material didactic și echipamente. Nu cred, dar nu, nu, nu. Adică pentru reparație ți iei altul la bani. Dar nu poți să dai ție bani. E capitol separat. Nu. Ce scrie capitolul reparații microbuzi? Microbuzi, reparație, asigură? Nu, e de la OAT, de făcută de doamna profesor Duca Adrian. Ah, mai ai e ce ce dumneavoastră, dar vă dați seama că trece pe filtru cu un nou. Dar toate sumile astea în întrușire, așa mi se pare. Dar nu ți-aș ascunde că e microbuzul ăsta, are un istoric pe care dacă îl citești o să te minunezi tare și... Noi am cerut oferte și pentru asta, dacă, eu știu, sumele o să ne permită, o să ne gândim la achiziționare, dar o să fie tot în curtea noastră, pentru că dacă îl cumpărăm, sau să le dăm școlii bani să-și cumpere, da, e mai greu. Să vedem modalitatea legală pe care putem găsi să... Ori poate primim prin... Inspectorate, prin minister, prin Ministerul Dezvoltării. Dacă școlii este într-un stadiu avansat de uzură, și au un număr de kilometri, nu știu care, inspectoratul școlar să pun la dispoziția școlii Corbasca un alt microbuz. Eu vreau să vă spun, scuzați-mă, domnul secretar, că am avut ocazia, cred că în vară, sau când au făcut, nu, acum în iarnă, când au făcut obiceiul cu date și tradiții la Bacău, să văd aproape toate microbuzele de județ care au transportat grupuri folclorice și de felul de oameni care au participat la festivalul de date și obiceiuri acolo la Consiliul Județean. Și am putut face și o comparație, ca un om mai bătrânel, așa, care poate să facă o comparație. Toate arată foarte bine, chiar dacă sunt din generația celui care e la școală. Al nostru parcă a trecut prin Ucraina, în timpul bombardamentului. Da, noi am asfaltat acum cât timp. Da, probabil și drumurile mai pune. Și asta e drept, dar credeți-mă că e diferență. Bun, acum există justificare, vârsta lui este una înaintată și nici un mijloc de ăsta nu poate să... Nu poate să dăie noi până la... Cam din 2006. Păi și vă dați seama, noi am asfaltat acum câțiva ani. Are 18 ani. Era chiar că era zonă de război. 18 ani. Eram o primată. Îți plăcea drumul la rugoasă, era jurare. Dar depinde și modul de exploatare al lui. Bineînțeles. Piesa de volan și scaune. 25 de ani. Nu te obligări să mergi cu 70 la oră când ai copii în mașină. Adică... E un drum accidentat. Vă rugăm. Discuții. Doamna, înregistrează și consumă acolo bandă magnetică. Da.
numărește prețul la filmare. Aș mai avea eu... Dacă să iertați-vă, dacă sunt bani mulți, așa mai dați la negru, la semnă. Da. Exteriorul e frumos, da. Când am într-o sudărână, e crăpată, e tavanul cade. O să căutăm pe la alegerile din 6-9 iunie, nu când sunt alegerile anul ăsta, o să căutăm să zugrăvim spațiile astea care o să fie secțiile. Și interior. Știu. Eu să vedem, acum există legislații care ne permite să schimbăm destinația, să vedem, ne gândim tot în cadrul Consiliului Local, nu poate stabili niciunul dintre noi de aici ce destinație o să aibă un imobil din inventarul public sau privat al... Da, poate să fac un cămin sătesc, adică să se folosească... Un cămin, la noi se fac... Adică să scoate numai fiind școală, să facem un cămin, dacă cineva are un eveniment. Păi, oameni buni, nu mai dați la biserici, măi, lăsați... Nu mai dați, mă, la ăștia, că pe ce pune mâna lui mai de înapoi? Nu zic la biserică. Ce treabă avem noi cu biserica, școală de la noi? Păi, vorbesc de pomeni și ăsta. Da, nu e problemă. Nu folos, sigur, de când eu am de voi. Dar proprietarul să fie comuna Corbasca. Ai pus bine cu focul, gata. Da, nici nu mă interesați, m-am pus bine. Da, nu trebuie. Ferească, nu trebuie. Da, adică e ca domnul secretar, cu mâna la popa, domnul. Da, să nu trebuie, doamne ferește. În momentul în care dai folosit un spațiu din ăsta, ți-a spus și riscuri, pentru că există riscul ca, nefiind autorizat pentru un număr de persoane mare, să ai o problemă cât casa, să nu se despre de ferea Dumnezeu vreun tavan să pățească cineva. Să rezolvăm și cu stradă de riscul lumea, dacă voi face lumea buletinii, nu știi pe ce stradă stă. Păi da, dar să știți că acolo n-aș vrea să, mie nu place să dau vina, să nu-mi asum responsabilitatea. Cine a făcut cercetare la fața locului, la Fulcene? Domnul Drăghici cu domnul Apăr. Am vorbit cu cel cu care am implementat numărul standard și doiam loc să ne reparăm acolo. Și echipa trebuie să lucreze cu rezultatul. S-a încurcat lumea. Nu-i vorba, dar și străzele care sunt, că mi-ați dat dumneavoastră străzele. Sunt oameni care îi scris pe strada aia de el nu locuiește acolo. E greșeală la noi total. Ce n-avea diabet. Aia e greșeală de amplasare. Acum poate și mai grav pe atunci. Amplasarea e greșit. Amplasarea. Nu-i de la mine, mă, nu-i făcută de la mine. Dar ce-i mai avea și eu mă cum e de exemplu, am văzut acolo că s-au scris în ordinea aia de zi că se exige niște bani pentru bugetele, pentru bugetul local la administrația șoselor, drumurile ăștia. Bă, ce știți care e problema cu zona aia, unde vine apa aia și face acolo una cu pământul? Unde? Ulița aia, de la mine la deal, tocmai la deal. Așa. Când plouă, domnul primar, ați văzut și dumneavoastră. Vine toată piatra în fața acolo, eu trebuie să pun oameni ca să strâng piatra. Șanțul ăla i-a stupat tot ăla care e. Curge la Gheorgheaș pe acolo, pe stradă, nu? Nu pe aia, asta care vorbea pe acolo. Pe lângă, acu' e șanțul ăla. Care l-au făcut ăștia cu drumul. L-au făcut ăștia, dar la, pe lângă proprietatea acu' este șanțul. Public e șanțul ăla. Nu, nu, nu. Ce contează? Este la proprietatea mea, pe perimetrul gardului meu, sunt obligat să curăț șanțul. Ați uitat ce făcea bunicii noștri? Curățau șanțul, băruiau gardurile, puneau flori și noi acum așteptăm să vină în felul și curățau. Dacă eu vreau să fac un stâlp pe domeniul public, vine și-mi iau la șuturi, cu toate gândreptoare. Consiliul județean o să ne aloce sume care vin cu destinații speciale pentru drumul și de acolo să punem și niște sume pentru întreținere. Trebuie să curățăm tot noi șanțul. Oamenii, ce drumul ăla care merge la biserică, nu trebuie să se termină barem asfaltatul până acolo, ca să fie bun. Păi aveți, mă, Păbăcioi, văd că s-a aruncat Păbăcioi, numai noi și Marvila la vreo. Bugetul comunei este făcut cu... Asta înseamnă că s-a aruncat. Avem, eu am de-a prins, ăsta are un mor. Avem atât de curățată de proprietatea lui, de exemplu, cum s-a făcut pietrișul ăsta. De la materialul de la 46 strat, da? Majoritatea oamenilor îl strâng, da?
O să-l pun în coșul de gunoi și o să crească gunoiul extra. Asta o să întâmple. Trebuie luat o mașină sau o șucă, dar trebuie pus în curte. Nu-l pun în curte, îl pun în coșul. Eu spus că toți banii care vin la Consiliul Județean cu destinații, drumuri, reparații sau ce avem noi, ducem de C96 până la Pogles, sunt o grămadă de reparații, de acostamente, curățat, marcat, cu tot ce ne trebuie. Vedem câți bani. Și periculos. Știu, te rapezi și te duci. Asta e peste tot. Acum, până în primăvară, asta se întâmplă. Că toată lumea dă cu material antiderapant. Toată lumea o să strâng, am văzut cineva care o strâng și o pus direct în... Și eu dă la râpă. În luna martie sau aprilie, cel târziu, domnul viceprimar. Păi nu, gunoiul dă râpă și ia propune deci face ceva. Deci la Sfântul o să vedeți ce obligație avem vis-a-vis de... Era pantele alea care scot nisipurile alea. Dacă nu mai sunt discuții, da, domnul președinte, vă rog să faceți oficiu de a supune la vot. Da, trebuie să ajungem și la Bacău. Ubiu și să venim și la voi, sperăm și la Bacău. Vreau să vă fac precizarea că bugetul local trebuie este aprobat pe două componente, da? Partea de venituri și partea de cheltuieli. Vreau așa să supuneți la vot. Da. Dumneavoastră v-ați axa mai mult pe proiectul ăsta pe bugetul local, care este important pentru mine, dar și celelalte proiecte care au fost prezentate în fața dumneavoastră și le-a studiat, sunt tot importante pentru mersul activității în cadrul primăriei Părbasca. Referitor la proiectul numărul 14, privind aprobarea planului de acțiune, dacă aveți în activitate și drumul județean, pentru că tot drumul județean spre Lăcăciuni, în special în pădurea la Scărișoara, este deja colmatat cu frunze de păduri. Deci până, iertați-mă, până la recepția lucrării, lucrarea este a constructorului, când o predă, trebuie să o predea imaculată, albă ca zăpada. Albă ca zăpada. Deci dumneavoastră, după ce face, intră în îngrijirea noastră, ca noi să ne îngrijim de rigori și tot ce... Deci după ce se face recepția noastră... Normal este drum județean și atunci e județ să o ocupi de... E constructorul care începe să facă de la Gherdan încoace, o să-l facă luna. Da. În rest, ne revine nouă sarcina de a îngriji rigoare. Celelalte activități din comună, dacă aveți atâtea voi, atâția oameni care trebuie să efectueze în folosul comunității, este un lucru bun, dar trebuie evidență, trebuie evidență clară, cum trebuie, care au făcut, care nu au făcut și trebuie să dai învățăminte, care nu vor să vină. Păi nu, dar o să fie un mesaj foarte clar. Cine nu face vorbe de muncă, va fi suspendat automat pe la următoare. Adică, despre ce vorbe? O să aplicăm legea așa cum scrie... Încercăm să aprobăm cele 8 proiecte. În primul rând, proiectul numărul 13, privind aprobarea bugetului local al Comunei Corbasca la partea de venituri. Cine este pentru? Împotrivă cineva? Să abține? Nu. La partea de cheltuieli. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă nimic. Proiectul numărul 14, cel care vorbea de planul de acțiune pentru lucrări de interes local. Cine este pentru? Împotrivă? Niciunul. Proiectul numărul 15, aprobarea plății obligațiilor financiare către Societatea Națională de Cruce Roșie. Cine este pentru? Împotrivă? Cineva? Abține? Bine. Mergem înainte. Proiectul numărul 16, aprobarea planului de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul primăriei Corbasca. Cine este pentru? Abține cineva? Împotrivă? Nu. Mergem înainte. Proiectul numărul 17, aprobarea numărului de locuri pentru perfecționarea
funcționarilor publici, cine este pentru, împotrivă, niciunul, da? Proiectul numărul 18, aprobarea devizului general actualizat în anul 2024 pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizarea drumurilor de interes local, Comuna Corbasca, județul Bacău. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Nu avem, da? Proiectul de hotărâre numărul 19, deci stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al primăriei la ședința adunării generale a acționarilor SC, Compania Regională de Apă. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Nu. Și proiectul numărul 20, aprobarea devizului general și a indicatorului economici pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare, rețea de drumuri în Comuna Corbasca, județul Bacău. Cine este pentru? Împotrivă, se abține, deci în unanimitate au fost aprobate cele 8 proiecte care... Așa, președinte, mergeți cu progres. Da. Domn primar, dar acolo la instruire, că se informați, trebuia trecut și Dubai. Se luau la bătaie după aia se duc în Dubai. Dubai. Căutăm formatori pentru aici. Vreau să vă facă domnul primar o propunere cu ocazia zilei de om. Domnul apostol. Domnul primar, mă aștept pe vol.